Salutare, prieteni! Eu sunt Alex, bine v-am găsit la un nou episod de FTS 18, cariera România, cariera cu finală București. Aveam o parere cu Universitatea Cluj, știu că aveam cu aceste pe Timișoara, dar din păcate am pierdut cu 3-0. Când se începe videoclipul, nu mi-am dat seama ce am jucat. Intrat și nu mi-am dat seama. Vreau să vă spun că am făcut acum câteva zile un transfer nebun. Este Alex Ioniță, se alătură clubului. Nu prea mai avem bani, am spus 200 și nu știu ce să fac. L-a jucat pe Andrei Ivar. Vom încerca transfer. Să lucrăm echipa. Da, Krasnodar, nu Krasnodar, nu păcate. În fine, luăm în România atunci, ce să vreau să mă duc la fece voluntar și vici pe cine credeți că eu o să iau, nu pe Deac, îl voi lua pe Cosmin Achim, dacă este. Iată-l, Cosmin Achim. E foarte bun Cosmin Achim. Îl luăm, gata. Cosmin Achim vine la clubul Dinamo București. Iată, încă un transfer nebun. Cosmin Achim vine la noi. Aici nu pui cațica să mai intra. Și Gmail. Da, Cosmin Achim. Ai dat drumul la noi testul de Universitatea Cluj. Trebuie să îl câștigăm. Joc Brănescu. Să vedem cum apără și Brănescu, cum va crescă și Cosmin Achim și hai să-i dăm drumul. Nu vom simula acest meci. Îi dăm drumul, fraților, la începe Universitatea Cluj și Dinamo București. Urmează cu Universitatea Cluj, incredibil și ratare mare. Lemac ratează. Ratează cam ceacă lui Brănescu. Când Romero aici, Cosmin Achim la debut, o ploaie torențială aici la Universitatea Cluj. Ioniță recuperează. Două transferi nebune. Ține Laurențiu Brănescu. Ce face Brănescu? Gol! Universitatea Cluj. Florescu deschide scorul. Ce eroare, iată, încă o dată vedem faza. Eroare mare data aici, făcută de Brănescu. Un brazilian de Nistor, Bochila, tot cu Nistor. Nistor, operăm prin Nistor, șutul lui Nistor, gol, 1-1, rapid, Dani Nistor, bravo Nistor. Ești fenomenal aici, iată șutul lui Nistor, portarul n-a avut ce să mai facă. Mutul 12, Nistor a avut foarte, marcat acolo foarte bine, pe vina Kimba. În recuperare cu Cosmin Achim, pas pentru Bochila, fece de unul singur, Jeremy Bochila, încă o dată. Aceeași Bochila, Nascimento. E Bochila. Nistor, ocazie mare, încă o dată Nistor. N-a putut face față și voi ați văzut să scurzea să-i 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 scurz
episodul să dați subscribe. Albuț se împarte la Universitatea Cluj. Stelianu Filip, nu mai este Filip, dar la este Cosmin Achim. Cosmin Achim foarte bine pentru Franca, Franca, Nicas, Nicas, nu știu cum se spune de. 2-1 pentru Universitatea Cluj. 2-1. Nu e vorba de eroare, nu? Dană listă. Să recuperăm. Așa e. Ce nu știu. Nistor, Ioniță, Alex Ioniță, Ioniță, greu Ioniță, Cosmin Achim, Romero, Romero pe aici, cum e gol ăsta, Romero, frumos, Achim, și nu e gol. Nistor pentru Nascimento, 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 greu Nascimento. Arătați nivelul de unde joc, zic eu, un nivel mare, da. Mai Malangu. Ursu, încă Ursu aici, Stelianu Filip, foarte bine. Malangu. Hai Malangu. Mei, mama, bine. Cât de greu. Nascimento. Nascimento. Era pas pentru Bochilar, dar Bochilar, meu. Iată-l aici pe Bochilar, recuperare bună lui Bochilar. Nistor. Hai, Nascimento. Nascimento, de unul singur. Centrare. Albuț, reține balonul. Am problem de eventul 45 și scorul este 2-1 pentru Universitatea Cluj în continuare. Nu știu ce fac în acolo. Arbitru mă lasă o fază. Dani Nistor în fața golului! Ce ocazie! Ce ocazie are Dani Nistor, doamne! Quasi immensa lui Dan Nistor. Scrive che stava a finalul. Da. În altre reprize fac niște schimburi. Nu-mi place îl bag pe Ok, jocul rival Dinio pe partea asta. Schimb pe Ionit. Nu, schimb pe Malangu mai bine. Ionit pe partea asta. Așa, Cosmina, ok. Să fac schimbările, nu știu ce era că era de la schimbări cu jos. Că nu știu... Doar pe Adam Nemeț. Dar cât era la rezervă, nu era în substitut mai mult de tot. Încă... Nistor. Vâlceanu. Greu. Anca bară! Cât ghinion! Cât ghinion! Cât ghinion, doamne! Cât ghinion! Bară lui Hanca și Nascimento! Ce ratare! Iată-l pe Hanca! Și Nascimento! Băi, băiată! Nu știu că am zis de două meciuri. Dar ce ratare! Valdinio. Torcem. Și-a plecat Sergiu Hanca, dacă ratează, îl mănânc, îl mănânc, tot pe teren. Hanca, gol,
2 la 2, hai mă. Hai mă. Nu știu ce video am întrebat în Real Madrid, pe mine, bine. Am avut un talent, dar nu vă văd ce emblemă. Nu este ca cea realului și cum sunt cu neoficial. Nu am găsit un talent. Bochila șutează gol, 3 la 2, ce revenire are Jeremy Bochila, bravo, iată aici gol reușim prin Bochila, mai băieți că se poate băieți, întoarcem scorul, răsturnare de situație, Nascimento, Nistor, Rivaldinho, minge pentru Bochila, n-ajunge Bochila, e mare care e de la margine, ce fie ce, Ringoga, și acolo este Cosmina Chimu la debut, Mister, se bate, e bătăie, se acolo, cam în penaltă, trebuie aia acordat la acea fază, se ține de 3-2, aici cu 4-2, ne? Avem Rivaldinho, centrăm în care Dan Nistor! Corner! Romera! Dă-mi tare! Nistor! 4-2 răsturare! Da! 4-2 Dan Nistor! Bravo! Iată cum urcăm în campionat, superb! Nistor, foarte bine! Iată ce eroare face Albuț! Da! Eroare mare! Vă arăt și nivelul după meci, o să vă arăt să nu cum este de la altceva. Dar o să vă arăt nivelul ca în joc. La hai, nu am noi sau normal. Albuț ține balonul. Avem 4-2, e bine. E bine, iată că n-a fost ușor să dăm 4 goluri, să răsturnăm situația, dar n-am ce face. Și prima oară când joc jocul ăsta, pentru că am jucat. E prima serie, cred că, care o să continue. Teclean, sau Teclean, nu știu cum se pronunță exact Teclean, mă, pe acolo atrag. Universitatea Cluj se distrează, 4-3, nu știu încă nu e jucat. Trebuie să plimbăm mingea, nu avem ce faci. Trebuie să plimbăm mingea. Cum pasă. Rivaldinho, sau poate 5-3, ți-a facem acum, centrăm. Nu. Cosmina Chim, sper. Nu. Hai, Chim, bravo, Chim. Lua de la VG Voluntari. Nascimento. Oh my god. Ține de rezultatul ăsta. Trebuie să ține de rezultatul ăsta. Este inimă, cam clar. Scopas pentru Rivaldinho pentru Alexei Ioniță. Ioniță! Ce șut are Ioniță. A dus de la CFR Cluj. Înceapă mâna, Cosmin Achim, bun, Nistor, nu cred că ajunge Nistor, un bun carvat la marge și noi vom fi câștigătorii acestei partide. Odată un minut pe la margine, ce face acolo? Nu știu ce a făcut acolo, Romera, trebuie să avem grijă mare aici, nu ne da. Nu ne dă! Nu ne va da! Ba nu fluieră! Băi, arbitre, nu fluier! S-a dus un minut!
arbitru, bravo. Cum era și arbitru într-un final, nu este bravo. 4-3. Băi, niște meci, meci, am făcut un meci bun, mai jucat. Să pute și mai bine de atât. Avocat. Mai clar aici. Oh, și am dus pe locul 9. Avem meci cu CSM Poliaș pe teren propriu, trebuie să câștigăm. Cu Iașul, care este pe locul 14. Liderul Viitorul. Avem 3 puncte. O victorie și ne ducem 17-5, dacă putem, unde e Oțelul Galați. Posibil să ne 15-5. Deci cam asta este. Avem și cu CSM Poli Iași. Nu va fi ușor deloc. Iașul. Dar sincer, aș simula meciul. Stai să vedem, aș simula meciul. Facem egal. Oh, ajungem pe 10. Puh, e nașpa rău. E nașpa rău, trebuie să știu în următoarea etapă. Oh, avem, noi facem de zi cu Fece Porto. Oh, va fi greu. Să vă arăt nivelul care joc. Cred că asta te faci. Stați un pic. Nu. Unde este? Unde este? Ah! Stați așa. My profile. Game settings. Vedeți. Hai și pe 4 minute. Ca să nu fie diferit. Va fi greu cu Fece Porto. Părerea foarte greu cu Fece Porto. Oh, un istorie accidentat. Îl băgăm pe Adam Nemeț în locul lui Nistor, n-avem ce face. Deci Diogo Salomão în locul lui Hanca. Penedo. Penedo, vreau să fie forță, Penedo. Băgăm și pe Mari, pe Rivaldinho, pe cât de Rivaldinho. Locul lui Mimalandu. Luca Maric, bate locul lui Romero, a găsit Romero. Și 50 de locuri Cosmina Chien. Și cam asta este echipa împotriva celor de la Fece Porto, care trebuie câștigat pe meciul ăsta. Și asta va fi ultimul meci din acest episod. Este UEFA Champions League, într-adevăr. Va fi greu, vă nu va fi ușor deloc. Este UEFA Champions League. Trebuie să câștigăm acesta. Va fi greu. Iată o recuperare bună. Ce este? Băniță, Bochila, Bochila, super. Pentru Adam Nemeț, Adam Nemeț, Adam Nemeț, Adam Nemeț. Greu. Greu, Nemeț. Greu, Adam Nemeț, Ivan Pešić. Pentru Rivaldinho, Rivaldinho. Ce face Rivaldinho? Rivaldinho, te mănânc. Vrea că putem să-l învingem, dacă putem să-l învingem pe Iker Casillas. O recuperare bună. Și nu poți. Nu-l poți învinge atât de ușor pe Casillas. Rivaldinho vine cu o centrare. Rivaldinho! Greu, grea centrare. Suarez, Suarez, Nedel Cearu, bine Nedel Cearu, hai Rivaldinho, Nascimento, Nascimento, măcar tu, tu poți face față, Nascimento, hai Salomão, și gol, gol, Nemeț, 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 da, da, oh, ce golazo, ce golazo, Adam Nemeț, da, oh, ce gol! Da! Bine, Nemeț! Bravo! Băi, cred că trebuie să vă abonați o grămadă, pentru că seria asta nu veți regreta. Pe bun! Deci nu veți regreta. Deci, avem 1-0 cu Fece Porto.
într-o grupă infernală. Și sunt grupele, nu sunt play-off-uri. Sunt grupele UEFA Champions League. Dinamo Champions League e incredibil. Bochila, 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 Bochila vine cu șutul, Bochila, bară! Bară, bară, bară! Ivan Pešić. Pentru Bochila, Bochila, atât de bine ține de mine de Bochila. Bochila, greu. Nemeț. Hermani. Bravo, mă, băieți, mă, bravo, mă, bravo, mă, care în Champions League facem față. Facem față în Champions League. Pereira, Danilo Pereira pentru celălalt Pereira. Suarez, nu, Pešić, foarte bine, Pešić, foarte bine, Pešić. Luați-l pe Abubakar. Bine, Penedo! Haide! Bravo, Pešić! Putem! Scăpăm! Avem aici șansă mare! Nascimento! Pe Bochila! Offside la Bochila! Într-un 30 aproape! Salomão! Herrera! Reyes. Partide integrale vor fi. O să mai postez câte mii din UEFA Champions League, să nu mă încărcăm de sau oficială pe ceva din nou. De ce stai, mă, în offside? De ce stai în offside, Bochila? Nascimento, bun. Nemeț. Și Bochila! Nemeț în careu! De... Bochila cu șutul în blocaj. Paul. Nu, Ioniță. Vrea să fie schimbat. Ioniță accidentat. Îl schimbăm pe Ioniță. Facem prea modificare. Ioniță, îl băgăm pe Sergiu Hanca. Haide, Hanca. Rugem de Sergiu Hanga, locului Alex Ioniță. Vedem această centrare ale Rivaldinho pentru Hanga! Din foarte că dacă marca un gol ăla era incredibil. Era incredibil dacă marca un gol ăla. Incredibil era. Suarez. A fault. Lăftură liberă și pentru FC Porto. Și pe lângă poarta lui apărată de Jaime Penedo. Și Penedo. Dacă pasă pentru Nedelcearu. Filip. Steliano. Băi, Steliano, bă. Steliano care nu mai ești. Mamă, ce n-am ghicit aici, n-am ghicit, n-am ghicit. Rivaldinho. Nu dar vreau la margine, în 45 plus. Tema prima repriză, bravo. Tema a doua repriză. Dinamo. De aici, braziliană. Nemeț. Pereira de galben. Oh. Nu știu care e până de galben, nu l-a faltat. Centrul greu de centrul ăsta lui Sergio Hanca. Prea de tot la centrul ăsta, sincer. Am zis, apăsați pe butonul de subscribe și nu veți regreta. Nu veți regreta deloc, pentru că veți vedea o grămadă pe canalul ăsta. Nu veți regreta de care am fost făcut aproape un an de YouTube. Nu o să fiu activ tot timpul, dar... Bochila, 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 gol, 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 2-0, da? Ce
am încins pe ei. Hai bă băieți, pe ei, pe mama lor. Iată aici, ne-am încins. Ne-am încins pe ei, Casillas mort și îngropat. De 30 de minute. În final de aici, bă, acolo sus. În înregistrare. Nemeț. Uitați la mai baterie, la telefon, cam... Oricum avem și 2-0, dacă mai dăm un gol, suntem, cred că, de la pe prima poziție în grupe. Dacă mai marcăm... Dacă mai dăm un gol, suntem calificați, cred că optibile ne așteaptă. În UEFA Champions League, care sper. Rivaldinho! Rivaldinho! Nascimento! Nascimento! Încă o dată! Aoleu, Nascimento! Deci, în schimbare, avem două la dispoziție, da? Intră Meimalangu. Bun. Rivaldinho out. Și îl băgăși pe Cosmin Achiu. Nu, îl bag pe Robert Moldovean în locul lui Adam Nemeț. Să vedem ce faci. Moldovean. Păi, oricum, sunt zi. Mulțumim de băieții, de prestanța băieților. Pentru că, iată, sunt mulțumim de prestanța lor. Pentru că... Uite, să fii mulțumit așa de băieții tăi. Da, golul bun, multe, am știut și mulțumim că am primat, am făcut o rolă pe ce să mă poliesc. Am simulat meciul ăla și am făcut egal, dar mâine, probabil, va fi un unboxing la un mouse. Vă cumpără un mouse. Nu cred să fac vlog din bucat, pentru că va fi mâine este întâi mai și va fi foarte mare zăpăceală acolo. Nu pot face vlog, nu pot face pentru că nu pot să fac niciun vlog. Adică niciun vlog ăsta, dar zăpăceală. Zăpăceală nu mai auzim prea bine. Așa că mine va prea un unboxing la un ceas, nu la un ceas, la un mouse. Bun. 2 la 1 a fost un avantaj aici, am văzut. Și iată, 2 la 1. 2 la 1, dar nu e atât de bine. Adă Moldoveanu. Moldoveanu, 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 Moldoveanu. Robert Moldoveanu, ce îmi faci? Ce îmi faci, mă, băiete? Abochina. Aici. Moldoveanu. Băi, mă, ca să țin de... Rahimi. Nu te cred că dă faul. Du-te, mă, de aici. Bochila, șansă mare. Haide, 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 haide. 3-1, 3-1.
Casillas în poartă. De la unul. Câștigăm UEFA, noi facem Transliga de grupe. Este Salomon de the match. În meciul lui, bravo. Să vedem pe ce loc ne aflăm. Ce facem Transliga? Ce? Paul Pogba! Vreau la FCSB, cam greu. În fine, nu mai contează. Vă facem de zic, suntem lideri. Da. Avem 3 puncte, așa ca prima partidă noi facem pe zic, suntem lideri. Au făcut egal băieții, după cum se vede. Egal Sevilla și Chelsea. A făcut 1-1, cred. Da, 1-1 a făcut. Avem 2 goluri la gol averaj. 2 goluri. Că antrenau 2-1, suntem lideri. Cred că se înscrie gol. Avem, nu știu cu ce Ferret, poi avem cu Sevilla, oh my god, nu știu cu Sevilla după, poi aia cu Chelsea, face pe returle, ok, da, dragă, dar meciul cu ce Ferret îl vom face în episodul următor, nu uitați de like, share, subscribe, eu am fost Alex, pe atâftare, tot ce bine, pa, pa, mâine va prea unboxing la mouse-ul care o să vă spun mâine mai multe detalii, ciao!